Ramona Pandele vă prezintă jurnalul AgroTV. Bine v-am găsit! Valul excesiv de căldură din aceste zile adâncește și mai mult deficitul de apă în sol. Pe câmpuri totul se usucă sub razele arzătoare, iar pământul se zvântă până la adâncimi foarte mari. Agricultorii spun că semnele secetei sunt evidente, mai ales în nordul câmpiei române. Iar pentru a-și asigura culturile cu apa necesară, oamenii au început să sape fântâni în mijlocul câmpului. Din cauza caniculei, lacul Amara a secat complet. Luna lui Cuptor a intrat în drepturi, iar primul semn evident al arșiței este ceea ce se vede în următoarele imagini. Mergem pe fundul lacului. Da, pe suprafața unde acum câțiva ani se afla cantități industriale de pește. În zonă nu a mai plouat de 2 săptămâni, astfel că din cauza temperaturilor excesive, luciul de apă pe care poposeau numeroase păsări migratoare a devenit un loc arid. Acum turmele sătenilor parcurg distanțe mari în căutarea apei, care este din ce în ce mai greu de găsit în zonă. În zona unde ne aflăm noi aici avea apa aproximativ 1 metru adâncime. Și acum arată groaznic, deșert. Uitați, și nu doar unde ne aflăm noi. Toată suprafața, 800 de hectare de luciu de apă a dispărut, pur și simplu a dispărut, într-un an și ceva. Aproape în fiecare an, agricultorii din această zonă a țării se confruntă cu secetă și pierderi. În 2022 au înregistrat pierderi de 100%, iar acum producțiile obținute la grâu au fost înjumătățite. O plantă dezvoltată corect ar trebui frunza să fie în poziția asta. Datorită căldurilor mari și arșiței, se strânge să nu piardă foarte multă apă. De teamă să nu rămână fără strop de apă pentru animale și culturile agricole, sătenii din Balta Albă au început să foreze fântâni în mijlocul câmpului. Până aici e tare, uitați, până aici. Deci aici e foarte tare, e bolovan. Într-un an normal durează 3 zile o fântână la 14 metri, 15 metri. Acum? Acum la seceta asta, cum este la uscătura asta, poate ducă și 5 zile și 7 și depinde. Foarte mult. De ce? Da, foarte mult. Din cauza că e terenul tare. De. Din păcate, zilele toride vor continua. Buzăul este sub avertizare de cod galben de caniculă, iar la începutul săptămânii, de exemplu, temperatura resimțită de organism a fost de 40 de grade Celsius la umbră. Valul de căldură va persista și în zilele următoare. Mai multe județe din țară se află sub avertizare de cod portocaliu de caniculă. La orele de vârf ale zilei, temperatura resimțită de organism a depășit în unele zone 40 de grade Celsius la umbră. Medicii în sănătate publică avertizează că există un risc ridicat de epuizare și chiar de accidente vasculare cerebrale, motiv pentru care vin cu o serie de recomandări ce trebuie respectate în perioadele caniculare. Canicula a pus stăpânire pe sud-estul României. La Buzău, termometrele din centrul orașului arătau la orele amiezii valori de 40-41 de grade. În aceste condiții, cei care au ieșit pe stradă la acele ore au fost nevoiți să se protejeze. Cum vă protejați? Așa cum mă vedeți. Aveți multă apă sau cum faceți? Un pic de apă, cu umbră, cu... Cum e afară? Plăcut. Da. Mai cald? Oh, și mai devreme cu o oră jumate, două, era teroare. Cum reușiți să faceți față temperaturilor ridicate din ultima vreme? Ne hidratăm. Asta e secretul? Da, cu apă, cu suc, asta e secretul. Stăm mai mult la umbră, să bem apă multă, sucuri și nu sucuri de astea de fructe, mai multă apă. Medicul Loti Popescu, coordonator al Departamentului de Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate din cadrul DSP Buzău, spune că atunci când suntem pe stradă, cel mai important este să menținem o temperatură constantă a organismului. O eșarfă umedă în jurul gâtului ajută pentru a scădea temperatura corpului. Pe perioadele de caniculă este important să avem capul acoperit cu o pălărie sau cu un baticuț, cu o eșarfă, și pe cât posibil să avem apă la noi și dacă există și o batistă umedă sau o eșarfă mică, subțire în jurul gâtului pe care să o udăm din când în când, care să păstreze o temperatură rece în jurul gâtului, ar fi foarte important. De asemenea, importantă este hidratarea. Medicul Loti Popescu a spus că fiecare individ trebuie să consume lichide în funcție de greutatea pe care o are.
Este o formulă care se calculează foarte simplu în funcție de greutatea corporală a fiecăruia. Acești 2 litri de apă se fac referire la o persoană de 60 de kilograme. Înmulțim 33 cu numărul de kilograme pe care îl avem, pe care îl are fiecare, și apoi punem virgula corespunzătoare și vedem dacă avem sub 2 litri de băut sau peste 2 litri. Și întotdeauna, pe perioada verii și pe perioadele caniculare, mai adăugăm cel puțin jumătate de litru de apă, dacă nu un litru de apă, pentru că știți foarte bine, pe perioadele călduroase transpirăm foarte mult. Riscul de producere a accidentelor vasculare cerebrale este mai mare în această perioadă și medicul Loti Popescu a atras atenția asupra simptomelor ce pot apărea înainte, astfel încât să știm când este momentul să ne retragem la umbră pentru a evita o problemă medicală gravă. Există risc pe perioadele caniculare, există risc de creștere a tensiunii arteriale. Și creșterea, pentru că există foarte mult foc în corp, foarte multă căldură, căldura favorizează sau crește riscul de creștere a tensiunii arteriale. De asemenea, trebuie o atenție deosebită la folosirea aerului condiționat, pentru că diferențele mari de temperatură pot genera probleme grave până la infarct miocardic. Diferențele mari la ieșirea din casă de la aer condiționat afară pot să genereze probleme grave de sănătate, pot să provoace un infarct miocardic, pot să provoace accident vascular cerebral. În afară de asta, durerile de cap pot să devină frecvente și, de asemenea, durerile articulare sunt mult mai multe în această perioadă, incidența lor este crescută, atât la articulațiile mici, ale mâinii și ale piciorului, cât și la articulațiile mai mari, mă refer aici la articulația genunchiului. Bălțata românească este una dintre cele mai apreciate rase de bovine autohtone și mulți fermieri o preferă pentru capacitățile sale pentru producții mixte, atât de lapte cât și de carne. Cei care investesc timp și bani în ameliorare reușesc să atingă rezultate chiar impresionante. Un exemplu în acest sens este Petru Bordean, fermier și președinte al Federației Crescătorilor de Bovine din România. Într-un dialog cu colegul meu, Ovidiu Ghina, fermierul brașovean spune că a depășit media de fermă la cantitatea de lapte obținută, iar tineretul bovin este la mare căutare atât la export cât și pe piața internă pentru reproducție. Eu am bălțată românească și bălțata românească are această calitate a fi o rasă mixtă. Practic, eu am ajuns prin selecție și prin potrivirea perechilor și montele artificiale cu tauri de top, am ajuns la niște exemplare. Nu vă spun eu, vă ne spune registrul genealogic în care sunt. Am depășit media pe fermă de 7200, am vârfuri care ajung la 7800, ceea ce pentru bălțată românească eu zic că e un lucru extraordinar și pentru mine ca fermier mă avantajează din toate punctele de vedere, fiindcă având producțiile astea nu am o problemă financiară, adică nu am o problemă cu banii. Și în al doilea rând, ele când se reformează, ceea ce am mai și discutat, sunt foarte bune la carne. Eu dacă le scot din producția de lapte, în 3 luni le finisez așa de mult încât îmi recuperez integral animalul la abator. Foarte important la rasa bălțată ameliorată e și tineretul bovin, care e foarte căutat atât la export. La mine la fermă am un dublu avantaj, având performanțe genetice, sunt căutate și de colegii care au animale la pășune departe de zonele accesibile unde nu pot monta artificial și își cumpără cât un tăuraș de reproducție și eu le livrez asemenea exemplare. Am exemplare date în mai multe județe din România și unde dau, mă caută anual, adică anual cam când li se termină perioada lor de utilizare, că durează cam 2-3 ani, mă solicit oamenii din timp să roagă de mine să le țin cât un vițeluș certificat din mame cu performante, că altfel nu poate să le autorizeze ANZ-ul, și
pentru mine un avantaj, chiar și pentru ei, fiindcă având calități genetice, transmitem populația lor de animale și sunt mulțumiți. Și eu și ei. Discuții aprinse între fermieri și primăria Ștefănești din cauza unui drum utilizat și de sătenii care au proprietăți sau desfășoară activități agricole în zonă. Conform deciziei locale, fiecare posesor de vehicul care circulă pe strada cu pricina trebuie să plătească 50 de lei pe o perioadă de 3 luni. Hotărâre a administrației locale pe care oamenii nu vor să o respecte. Orașul Ștefănești din județul Argeș are în componență, pe lângă zona urbană și o parte rurală unde gospodarii desfășoară activități agricole. Taxa impusă de administrația locală pe strada Sticlelor, tranzitată în mod special și de fermieri, este cea care îi nemulțumește pe aceștia. Pe strada asta, pe unde trebuie să circulăm permanent, pentru a merge acasă, pentru a ne căra cerealele, pentru a ne duce baloții la animale. Așa, noi nu putem să mai plecăm. O să trecem peste canal, peste linie, o să murim, că n-avem ce să facem. Nu mai putem. Da. Să plătim 5 lei pe zi. Eu dacă mă duc dimineața să plătesc 5 lei, trebuie să stau o oră. Cine mulge mie vacile? Cine îmi face treburile dacă mă duc să stau o oră? Până am plătit 5 lei până cu tare, a venit ploaia. N-am unde mai mă duce. Mă întorc înapoi. S-a dus și banii. Mi-i dă cineva înapoi banii aia? Sau eu ce mai fac? Eu o jumătate de oră plec să fac treabă. Mă întorc înapoi, o oră, două. Acest tractoraj n-are decât 1500 de kg, că ăsta e mic, mai e celălalt iar la 1700 de kg. Indicatorul de interzis este 3,5 tone. Ăsta n-are voie. Cine să înțeleagă lucrul ăsta? Pentru că poliția zice, dom'le, ăsta poate să treacă 4,7 tone. Există, se pare, o variantă. Dacă din nou venim și mai plătim o taxă, zicem noi, haide băi că noi o avere două încolo de treabă, 500 de lei, 5 milioane pe an, cât naiba e, ai voie să circul. Păi până la urmă, indicatorul la ce reprezintă? Spune lângă indicator acolo, cu 5 lei pe zi circuli, fără 5 lei e valabil indicatorul, cu 5 lei nu e valabil indicatorul. Hai să lămurim lucrurile. În urma discuțiilor dintre fermieri și edilul local, se caută soluții astfel încât și calitatea asfaltului să se mențină în bune condiții, dar și agricultorii să își poată transporta recoltele. Să fac o modificare, dacă îmi permite, trebuie să vorbim și din punct de vedere juridic, ca cei care dețin terenuri în zona respectivă și au culturi de porumb, de grâu, de toate tipurile de culturi care au, dacă poate să fie exceptați. Cum? Adică să facem mențiune în regulament ca utilajele să fie matriculate, să înregistrate la primăria orașului Ștefănești. Că așa dacă deschidem cutia, vă îndoi la revedere, nu mai facem nimic, o să vedem trafic și tranzit de tractoare și utilaje pe strada Sticlă. Până la analizarea acestei propuneri, pe strada Sticlelor se circulă cu o restricție de tonaj de până la 3,5 tone. După o prealabilă autorizare pe o anumită perioadă de timp, în baza unei taxe de 5 lei pe zi. Perioada de recoltare își spune cuvântul zilele acestea în ceea ce privește prețul grâului. Valorile au scăzut atât pe bursele internaționale cât și în piața fizică. Există însă și vești bune. Astăzi fermierii primesc în portul Constanța pentru o tonă de grâu în jur de 211 euro. Însă la orizont se întrevăd și prețuri mai mari. Fermierii care mai țin marfa pe stoc până în a doua jumătate a lunii august vor avea parte de prețuri mai bune. Prognoza făcută de Cezar Gheorghe, expert în piețe de mărfuri agricole pentru AgroTV, la emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. Avem încă presiunea de recoltă, va exista presiunea de recoltă, dar foarte curând, credeți-mă, că și vorbim acum de, nu știu, după jumătatea lunii august, ar putea să vedem cum începe și urcă prețul la grâu și când ne apropiem de octombrie-noiembrie, vom vedea cu totul alte niveluri de preț. Potrivit specialistului, prețul grâului nu poate rămâne la nivelul actual, pentru că acesta nu le permite fermierilor să-și acopere costurile de producție. În același timp, cererea din partea țărilor net importatoare este mare. Este extrem de simplu.
exemplu, Nordul Africii e o flacără, da? Să vorbim foarte deschis și corect. Orientul Mijlociu va avea nevoie de marfă, la ce prețuri au cumpărat ei până acum, este un echivalent, să-i spunem așa, la un 205-207 euro în portul Constanța, nu se mai întâlnesc cu așa ceva, okay, pentru că nu au cum să mai întâlnească și mai există un fenomen pe care lumea nu vrea să-l înțeleagă. Fermierul în speță, să zicem, că e român, că e din Uniunea Europeană, că e din Statele Unite, a avut un cost mult mai mare la înființare față de, nu știu, nivelurile din alți ani, în toamna lui 2022, și nu și acoperă costurile. Deci e pe minus cumva. E pe minus cu grâul. Nimeni nu vrea să asculte lucrul acesta, pentru că dacă faci astăzi 5 tone de hectar la grâu și ai un preț, nu știu, să spunem de 205, hai în exces 210 în portul Constanța, tu ai avut un cost de înființare de minim 1000 de euro. Dacă dai un factor de multiplicare 5 tone ori 210, să spunem, ajungi la 1100, să spunem, de euro. Însă de acolo mai ai logistica, care asta ne omoară. Asta ne va, să spunem, ne va afecta extraordinar de mult în România. Costul acesta logistic, care este enorm de mare, și disponibilitatea lui, și veți vedea cum și ce aveam disponibil până acum se va deplasa către frontul și către fluxul ucrainean. Și asta ne va afecta extraordinar de mult. Te refer la ce aveam disponibil logistic. Da, vorbesc de vagoane, vorbesc de autocamioane, vorbesc de barge. Okay. Despre asta vorbesc, nu vorbesc de portul Constanța, da, care îl știm cum e și așa acolo mai departe. Capacitatea acolo gata, e terminată povestea, se știe. Bun, iar dacă, doar să termin cu, costul logistic. Și dacă extragi din prețul unei tone de marfă costul logistic de, nu știu, 25-27 de euro, ajungi la un raport de, nu știu, maxim 175 de euro pe tonă. Dă-i factor de multiplicare cu 5 și vei vedea că nu are marjă operațională grâu în acest sezon. Chiar și cei cu 7-8 tone vor avea o marjă operațională foarte mică, și cine spune că subvenția, domnule, îi ajută, domnule, subvenția aceea acoperă doar costul de chirie al hectarului, da? Arenda aceea pe care toți o cunoaștem. Arenda egal subvenție, punct. Da? Și de asta spun că prețul grâului trebuie să urce. La prima vedere, rezultatele campaniei de recoltare de anul acesta la cerealele păioase arată mai bine decât anul trecut. Chiar și dacă mai există și zone în care seceta și-a spus cuvântul, sunt numeroși fermieri care se laudă cu producțiile bune peste cele de anul trecut. Unul dintre aceștia este Daniel Radu, fermierul din județul Ilfov, unul dintre invitații lui Ovidiu Ghinea la emisiunea Agricultura la Raport, a spus că grâul și orzul din ferma sa s-au prezentat bine anul acesta, iar producțiile sunt de peste 6 tone la hectar. Dacă ar fi să fac o comparație la grâu în raport cu anul trecut, rezultatele sunt mult mai bune. Dacă anul trecut am avut între 4.800 și 5.800 kg de grâu la hectar, anul acesta avem de la 6.000 la 7.500 pe unele sole, cu rezultate bune și cu analize bune, panificație și o mică porțiune cu grâu de furaj. Totuși au fost și culturi care au avut de suferit, cum ar fi rapița, unde producțiile sunt sub cele din 2022. Fermierul e mulțumit însă de faptul că a reușit să semneze contracte atunci când prețurile mărfurilor erau mai mari, astfel încât să poată să-și asigure stabilitatea și continuitatea de care are nevoie. La rapiță, în schimb, recolta este puțin mai scăzută față de anul trecut, dar a fost un an destul de dificil, și mai ales când a fost acea zi de arșiță, când încă cultura de rapiță era verde și a avut un efect de pârjol asupra silicelor. Orzul a fost de asemenea bun, peste 6500 kg la hectar. Suntem mulțumiți și mai suntem mulțumiți pentru că eu și fratele meu, pentru că suntem doi în care dirigem această activitate în agricultură, și pentru faptul că noi am avut niște contracte încheiate de mai din iarnă și am prins niște prețuri mai bune. Dar dacă ar fi vorba să... Ce prețuri ați prins ca să... 2400 de lei la rapiță, 1150 la grâu, 1050 la orz, am prins niște prețuri mai bune. N-am contractat toată marfa, toată cantitatea, dar... Cam cât la sută ați contractat? Aproape de jumătate, dar restul ce am contractat am prins și cu 700 de lei la urs. Și atunci, într-adevăr, am simțit că fermierii vor avea grave probleme anul acesta dacă au așteptat cu toții să vândă la recoltat.
Seceta și temperaturile ridicate din ultima vreme i-au prins iar nepregătiți pe fermierii români. Lipsa apei din culturile vegetale demonstrează încă o dată că agricultura nu mai este o afacere profitabilă fără refacerea sistemelor de irigații. Printre cei care au înțeles acest lucru se numără și fermierul Vasile Boitoș din localitatea Gheorghe Doja, care investește în cultura de porumb numai în solele pe care le poate iriga. Ialomițeanul spune că decât să cultive 400 de hectare de porumb și să stea la mâna Domnului, se mulțumește cu 50 de hectare care pot fi udate cu apa captată din canale. În acest an avem 40 ceva, poate chiar 50 de hectare de porumb la acest sistem de picurare irigat. Cultura arată foarte bine, mergem pe o densitate de plante de 92-94 de boabe la 94.000 de boabe la hectar, pe o nutriție corespunzătoare ca să putem face producție și, exact cum spunea și dumneavoastră, renunțăm la 200-300 de hectare de porumb, mergem cu 50 și avem siguranța unui profit în fermă. Am observat că înainte de a intra în acest lan de porumb, primul rând nu a apucat să fie irigat și de la al doilea rând se irigă. Primul rând arată jalnic. Da, e compromis. Primul rând ați văzut ce diferență. Deci așa ar fi trebuit să arate toată sola dacă nu exista acest sistem. Da, dacă nu exista, era exact ca și primul rând. Uitați cât de bine arată cu doi ștuleți pe el. Foarte sănătos. Noi avem speranțe. Anul trecut am făcut un pic de greșeli. Noi vrem să ne ducem să ajungem în jur la 20 de tone la hectar. Dar ori greșim ceva, noi cam știm așa, dar ne abținem. Dar anul acesta trebuie să facem 20.000 de boabe la hectar. 20 de tone la hectar vreți să închideți? Da, cam aici vrem să ne ducem la 20 de tone la hectar de boabe. Deja în această zonă cred că sunt în jur de 500 de hectare irigate. În zona localității mele sunt, cred că, 500 de hectare de porumb irigate și chiar floarea soarelui, irigate la acest sistem de picurare care îți dă o siguranță, e un consum foarte mic de apă și energie și, sau carburant, depinde fiecare cum irigă. Noi irigăm și din stație cu energie și irigăm și cu pompă pe motorină.